Minoritatea este perioada cuprinsă între nașterea copilului și momentul în care acesta devine adult, adică până la împlinirea vârstei de 18 ani. Din datele primite de la Poliția Română, cele mai frecvente acte antisociale comise în unitățile de învățământ între elevi din sfera infracțiunilor contravenționale sunt lovirile și bullying-ul. La data de 19 noiembrie, în cadrul proiectului educațional Preventin, desfășurat în colaborare cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mehedinți, polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară au desfășurat două activități informativ-preventive pentru siguranța mediului școlar la Colegiul Național Pedagogic Ștefan Odobleja din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Pe lângă acestea, noile tendințe din sfera criminalității juvenile, precum consumul de droguri, traficul de persoane, criminalitatea informatică, reprezintă provocări la adresa siguranței tinerilor, fiind considerate domenii prioritare de acțiune preventivă și de combatere pentru polițiști, dar și pentru alte instituții cu atribuții pe linia siguranței elevilor.